Noaptea dintre ani e prilej de sărbătoare și cea mai bună scuză pentru a petrece cu prietenii și familia. Fie că aleg să petreacă acasă în familie, fie că merg să petreacă la restaurant, pentru mulți dintre ei locația nu contează, numai să se simtă bine și să fie alături de cei apropiați. Dacă majoritatea românilor au ales ca noaptea de anul nou să îi prindă la munte, la mare sau în restaurante, giurgiuvenii au optat pentru a rămâne acasă alături de familie. Unde vă veți petrece revelionul? La domiciliu. Este mai bine decât la restaurant? Da. La București, la Overișor. La fără localitate. Ca cea mai multă populație a României e acasă. Acasă. Nu ați optat pentru un restaurant cum e acum? Nu. Cel mai bine este acasă. Da, cel mai bine este acasă. Deși nu sunt mulți cei ce au ales să-și petreacă revelionul la local, administratorii restaurantelor le-au pregătit clienților petreceri de neuitat, spun ei, la prețuri convenabile. Pentru muzică, mâncare și băutură vor scoate din buzunar în medie până la 400 de lei de cuplu. Cu toate că încă mai sunt locuri libere la fiecare local din oraș, giurgiuvenii spun că lipsa banilor este principalul motiv care îi împiedică să petreacă aici.